Bună seara! Înapoi la argument, îl are astăzi ca invitat pe domnul Liviu Ciulei, care mi-a spus adineori că acum câțiva ani se întâmpla să meargă pe stradă și era salutat din metru în metru, dar că de curând a remarcat că poate să meargă și câte 100 de metri. Și mult mai mult. Și mult mai mult și nu-l mai salută nimeni, nu-l mai recunoaște nimeni. Foarte rar așa. Pentru cei care nu-l mai țin minte pe Liviu Ciulei, emisiunea asta o să fie o bună reamintire a uneia dintre cele mai fascinante, extraordinare personalități pe care artele vizuale le-au avut în România. Aș fi vrut să ne facem emisiunea în felul următor. Așa cum pe vremuri exista o specie literară numită Oglinda Prinților, în care cel care cunoaște și are un rang de putere, îi transmite celui care încă nu cunoaște și va ocupa rangul de putere ceea ce trebuie el să știe pe lumea asta ca să își păstreze puterea, dar în același timp și să-și păstreze sufletul, să nu și-l piardă păstrându-și puterea, mă gândeam că ar fi foarte nimerit să încercăm să răspundem la întrebarea ce trebuie să știe un om care a putut ilustra la vârf regia de teatru, da, regia de film, scenografia de teatru, actoria și, cumva aflându-se subteran ca ceva care hrănește toate aceste realizări, arhitectura, pentru că de profesie sunteți arhitect. Da. În prezentarea standard pe care o aveți în enciclopedie se spune că a studiat arhitectura, da, și simultan teatrul la Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din București. Da. Și că ați debutat și ca actor... Și artă dramatică. De muzică, și, da. Și artă dramatică din București. Muzică și artă dramatică se chema. Ați debutat ca actor în 46. În 45 am debutat ca actor. Să corectăm enciclopediile. Da. Aici scrie că în 46 în rolul lui Puc, nu, din Visul unei nopți de vară. Nu, am debutat înainte la Teatru Mic, care era în blocul care a fost cofetăria Nestor, care s-a prăbușit la cutremur. Și acolo era un teatru și am debutat într-o piesă care se chema Încătușare, de Animal Kingdom, mi se pare că era titlul englez, de Barry. Și, Animal Kingdom, da, regatul fiarelor. Da, da, animalelor, da, da. Și am mai jucat într-o piesă SOS atunci, tot acolo, și porma a treia piesă a fost, eram încă la conservator când s-a întâmplat asta în 45, că în 46 ați absolvit. Am absolvit, n-am primit carnet de absolvire pentru că n-am făcut mișcare scenică. Adică? Adică era un fel de exercițiu care, gimnastică, făceai, era o profesoară, Penesculiciu se numea. Și n-am făcut, pentru că fugeam de la o facultate la alta, făcând și arhitectura, și n-aveam timp să fac și asta. Și atunci n-am primit diploma și, porm, am reușit să demonstrez, când am plecat în America, am găsit o cronică a lui Comarnescu din 46 din ziarul Timpul la National Library, și acolo am găsit cronica asta în care comenta faptul că am debutat și cu foarte laudativ cu moartea lui Danton, care, în mod ciudat, am găsit-o la un anticar și într-un volum mic de aceea de reclam, ediția reclamă, aceea scrisă galbă încă în litere gotice. Și când am citit, am zis, asta este un geniu, Büchner. Cine este? Că nu se știa în țară cine e Büchner. Nu se... Chiar când am jucat Danton, un cronicar, care nu vreau să-i spun numele pentru că e prea odios, a scris, dar cine o fi neamțul acesta?
chiar și care știți că a scris numai trei piese, Moartea lui Danton, Wojciech și Leon și Lena. Pe toate trei le-ați pus? Pe toate trei le-am pus, dar am pus și opera Wojciech, scrisă de Alban Berg, și care se cheamă Wojciech și nu Wojciech, pentru că el a primit un manuscris cu... sau omis Y-ul. Cu o greșeală. Da. Se pare că el era tatăl său era doctor și primea corespondență cu doctorul care l-a consultat pe Wojciech, pe adevăratul Wojciech, care a fost executat la Berlin, a fost ultima execuție publică în Germania. Și l-a consultat să vadă dacă e nebun sau dacă nu. Se pare că Büchner a citit notele trimise tatălui lui și așa s-a inspirat. Da. Spuneți-mi, cum ați ajuns să faceți actorie? Ciudat, nu știu de ce. Absolut nu știu de ce. Eram în baie și dădeam drumul la apă. Deja intraseră la arhitectură? Nu. Nu. Eram pe 14-15 ani. Și spuneam monologuri în baie, dar mut. În minte? Da. Adică nu vorbeam tare ca să nu se audă. Sau atât de tare că dădeam drumul la apă să nu se audă, da, să nu audă familia. Ce fel de monologuri? Din diverse monologuri, din piese le învățasem. Pe care le învățaseră da, pe din afară? Da, da. Dar mă strâmbam atât de tare încât făcusem o față de cauciuc, așa. Când am avut vreo 16 ani sau 17, sora mea, 18, ne-a trimis mama la Marara Voiculescu, marea actriță, și pe motiv, mama mi-a încurajat toate talentele. Întâi vioara, muzica, vioara, și n-am avut niciun fel de talent și mâna stângă nu merge ca lumea și profesorul nu și-a dat teama și i-am chinuit vreo 7 ani de zile scârțâind. Ceea ce înseamnă că știți să cântați la vioară. Nu știu. Judec muzica, am pus operă multe în scenă, dar nu, mi-a fost și foarte greu să decifrez muzica. Trebuie o gândire matematică care nu am. Pe care o aveți însă pentru arhitectură. Da, cu totul altfel. Da, că de-aia tatăl meu a vrut să fac inginerie, să-i continui cariera și societatea, dar a făcut greșeala și m-a luat în Italia în 1939, puțin înainte de război, da? Și am vizitat acolo, am văzut și Scala di Milano și Opera di Roma și am vizitat Florența și toate frumusețile alea și am spus nu, ingineria, arhitectura. Și a spus că a fost de acord. Deci, între multele talente pe care le manifestase răți? Desenam. Făceam și mici expoziții ca copil acasă, între noi, așa. Desenam destul de mult. Nu foarte talentat, dar mergea. Și Mama m-a trimis la Voiculeasc, la Marara Voiculescu, ca să ne învețe să vorbim frumos. Și atunci Marara Voiculescu ne-a spus, dar știi să spui ceva, o poezie, ceva? Și am zis, știu. Nebuna de Coșbuc. Și am spus, nu mai știu cum e poezia, am spus Nebuna de Coșbuc și atunci am avut prima critică în viața mea. După o pauză lungă, Marara Voiculescu a zis, fiule, e oribil. Te strâmbi, ești simiesc, ca o maimuță. Dar fiecare vorbă. Și ce a făcut? A spus, bine, te vindecăm de asta. Și m-a legat cu, îmi punea plasturi pe față și un an de zile am lucrat cu plasture ca să-mi liniștesc fața. Dar deja v-ați luat în serios ca actor. Înseamnă. Eu probabil că da, că lucram, dar
Și pe urmă am intrat... Ca să liniștiți fața de cauciuc pe care ați dezvoltat-o în, în monologurile din baie. Și, dar e interesant că asta a fost prima critică pe care am avut-o. Puiul e oribil. E oribil. Trebuie să aplicăm plastură de liniștire a feței. Așa, pe urmă, în institut, fugeam de la, făceam și arhitectura și fugeam de la una la alta, de la universitate, dar am avut ocazia să lucrez cu marea profesoară Alice Voinescu, care făcea istoria dramaturgiei extraordinară, personalitate. Cred că era prima absolventă de la Sorbona din țară, de aici. Da. O citați aici cu, cu o frază. Eroul este la Hamlet. Eroul este cel care își asumă sarcina restabilirii ordinii. Da, da. Care este fantastică. Foarte impresionant. Da. Ăsta este eroul, în mod clar. Da, da. Și de-aia suferă în mod necesar. Da. Pentru că restabilirea ordinii într-o lume a dezordinii implică un enorm sacrificiu și suferință. Da, da. Formidabilă vorba. Era o profesoară extraordinară. Și continuam arhitectura, nu? Dar în anul 1945, imediat după război, eram încă în anul 2 de conservator, a fost examenul de fine de an. Cred că era iunie sau așa ceva. Între timp terminaserăți arhitectura? Nu, nu. Erați încă... Da, arhitectura am terminat-o mult mai târziu, în 49. Tot amânam proiectele, lucram deja în teatru din 46, dar am vrut să termin arhitectura și am terminat-o. Și desenând un teatru pentru tineret și copii. Diploma mea. Asta a fost diploma de absolvire. Da, da. Deci la sfârșitul anului care o făcusem în stil modern și am trebuit să o schimb în Renaștere, că era altfel nu mi-ar fi fost aprobată pe vremea aia, când nu se mai putea face arhitectura modernă. Deci... La finele anului 2, la finele examenul anului de absolvire. 2, da, examenul de sfârșit de an se întâmpla într-o clasă mică, da, cu un mic podium în clasă și examenul era închis. Era numai comisia la o masă lungă, monștrii sacri ai teatrului românesc, era Victor Ion Popa, Maria Filoti, Storin, Jora, care era rector. Era rector. Și am m-am suit pe mica estradă și am anunțat Henric al IV-lea, Pirandello, monolog. Și în clipa aia s-a deschis și a intrat tata. Care nu era anunțat. Care nu... Eu, care nu știam că știe că sunt la facultatea de... la... conservator. Și sigur că a cerut voie să asiste, comisia a zâmbit așa și a venit bogătașul să-și vadă progenitura. Și a luat un scaun tonet, s-a așezat în spatele comisiei cu umbrela și pălăria în mână, umbrela pe braț. Și eu am avut un moment de întuneric. Cred că a durat un minut, jumate, două, nu știu, foarte enorm. Lung. Da. Porma mi-a spus că trebuie și am spus monologul și am avut... cred că a fost cea mai bună producție artistică din viața mea. Am luat 10 pe tot frontul. Tata a mulțumit, a venit acasă. Acasă mâncam ora de prânz, două, pe o masă mai lungă decât asta, cu acoperită numai pe jumătate și eram eu, tata, mama și sora mea. În pozițiile astea, da? Da.
și se mânca, mâncam foarte simplu, primul fel a fost supă cu teiței și nu s-a scos nicio vorbă, s-a auzit numai lingurile câteodată. Felul 2 nu mai țin minte, felul 3 compot de mere cu vanilie. Și țin minte că numesc povestea asta, povestea compotului de mere, și după o foarte lungă pauză, tata în sfârșit a deschis subiectul și a spus: eu cred că treaba asta cu teatru, pauză interminabilă, și pe urmă a venit verdictul, e serios. Bine, construiesc un teatru. Pentru dumneavoastră. Da. Și peste un an de zile s-a deschis Teatru Odon cu două săli. Cel de astăzi. De astăzi se cheamă Notara. Teatru Notara, da? Cu sala mare de 500 de locuri și sala mică de vreo, nu știu, 200 sau așa. Și e în un care am construit pentru dumneavoastră. Da. În care am debutat, tata a preluat conducerea teatrului pentru un an de zile. Și am jucat în Puc, în regia lui Shahighian, Visul unei nopți de vară. Cu un mare actor, era Calboreanu, Bălțățeanu, pe scenă, Ramadan și alții. Și anul următor am pus, tot atunci am pus prima piesă în scenă și am făcut decorurile, deci am început și ca decorator. Pe care o avem deja aici? Da. Este vorba de Strange. De Strange. Era o piesă ciudată, scrisă de Marcovici, care e în poza în carte, și dar care, nu știu de ce, s-a sinucis mai târziu în pădurea Băneasa. El. Și a fost și primul meu decor, puțin expresionist, așa făcusem. Numai singura schiță care o mai am eu, De această piesă, da, unde ați asigurat regia, scenografia și costumele. Da, da. Și pe urmă am jucat cu în regia lui Sava, Ion Sava, cu care mai luasem câteva lecții de regie. Vreo 15 lecții de regie mi-a dat Sava. Care a murit foarte timpuriu, da, la 47 de ani. Da. Era în repetiție aici, în Golden Boy, Băiatul de Aur, pe care am și tradus-o. Am făcut și scenografia și cu mare actor, juca Bălțățeanu, juca Toma Zoglu. Sava, din păcate, a murit imediat după aia. Soara mea mai lucra cu el, a fost actriță la Național. A jucat în rolul, în Hecate, vrăjitoarea, șefa vrăjitoarei, la mare, celebrului spectacol cu Macbeth cu măști, care a făcut-o Sava, și a mai jucat într-o piesă pusă de Camil Petrescu și pusă chiar de Camil Petrescu în scenă. Și pe urmă a murit sora mea dintr-o naștere. Asta l-a durut foarte tare pe tata. Cred că l-a și consumat treaba asta. Și s-a prăpădit și exact, el. Da, s-a prăpădit după vreo un an. Vreți să le evocați puțin pe tatăl dumneavoastră? Ce era omul care își putea permite să-i ofere fiului lui un teatru, da, atunci când observa că chestia asta cu teatru, da, e serioasă? Da. Cred că a fost un om destul de extraordinar. A construit, un mare constructor în țară, avea și el și cu, erau 3-4 constructori mari pe vremea lui în țară, era... Mai țin minte pe Emil Prager. Emil Prager era unul, Ioanovici, dar el a construit destul de mult și în țară și în București. A construit... Mi-ați spus de Biserica Elefterie. Biserica Elefterie. De Mănăstirea Cașin. Mănăstirea Cașin. Facultatea de Agronomie. Facultatea de Agronomie.
Și Banca Națională, clădirea nouă, unde am făcut și o practică și a construit antrepozite de tramvaie din București, bineînțeles, teatrele astea. Teatrul Notara. Teatrul Odon. Da, în Notara și tot blocul respectiv. A construit și halele tot cu pragări și am făcut și o practică acolo care acum se fac, s-au transformat. Era în timpul războiului și se intenționa să facă să se mute fabrica de avioane IAR acolo, dar până a devenit la Mioveni fabrică de mașini, de automobile. Asta e la Pitești. Da, da. Și a făcut hangarele de la două hangare la aeroportul Băneasa, a construit enorm de mult în țară și căi ferate, linia Turda Cluj și deci, numele tatălui dumneavoastră într-o grafie care e diferită de a dumneavoastră, scris Ciulei cu 2 de L și da, cu Y la urmă. Da, nu știu, cred că străbunicul meu a scris așa. Dar pe anumite case din București pe care le-a construit dânsul, da, e numele arhitectului și dedesubt constructor Ciulei. Da. Scris Ciulei cu L, dublu L și cu Y. Și Y, așa scălea el. Eu am văzut că în buletinul meu de naștere nu eram trecut așa și atunci am renunțat la prima scălitură, e tot așa cu el și așa apucasem. Dar până am revenit la formula asta simplă. De ce s-a prăpădit tata dumneavoastră? A murit de angina pectorală. Tânăr. 50. Și la timp că altfel făcea închisoare. De 56 de ani, da. 56. Și făcea închisoare pentru că întâmplător a fost și mason. Dar un alt mason faimos, Mihail Sadoveanu, era președintele Marii Adunări Naționale. Da, da. Nu știu, dar probabil că ar fi avut necazul. În orice caz, e mai bine că a murit și n-a văzut toată naționalizarea, că nouă ni s-a luat absolut tot și casa în care stăteam, care construită tot de tata și absolut tot și teatrele și teatrele au rămas și până acum naționalizate, nu am primit nicio despăgubire. Nu? Nu. Ați cerut? O să cer ceva, da. Să cereți. Da. Și familia a avut de suferit, dumneavoastră, mama? Mama a fost arestată și a făcut vreo 5 luni numai închisoare pentru că a fost găsită cu niște, cum se numește, valută pe care le ascunsese. Și dumneavoastră? După ce am pus prima piesă în scenă, în 48 am trebuit fac regie, să mă prezint la examenul de atestat sindical. Sindical? Da. Nu profesional. Nu. Sindicatul artiștilor îți dădeau atestatul. Și era Nichi Atanasiu, fost legionar. Și care prezida acest... Care prezida ca mare comunist această comisie și m-a trântit. Și n-am putut să fac regie timp de 11 ani. Și atunci am avut însă voie să fac scenografie. Ați putut juca? Și am putut să joc. Și în acea perioadă ați făcut? Și carnetul de arhitect l-am căpătat foarte târziu, 4 ani după ce îmi dădusem diploma. Adică în 53? În 49 ați luat diploma, în 53 da, ați căpătat atestat. 54. 54. Da, da. Și ați construit, ați proiectat, aveți case? Da, acum am făcut proiect. După ce m-am lăsat de regie, că nu mai aud bine și de-aia nu mai pot să-i urmăresc pe actor ca lumea pe scenă. Și ultimul meu spectacol, în mod ciudat, a fost Henic al IV-lea. De Pirandello. Primul a fost. Deci monologul din... Da.
care a arătat că treaba cu teatru e serios, era din Henric al IV-lea lui Pirandello, da? Și ultima piesă montată în 2005 a fost tot Henric al IV-lea. Da. Am o ciudat. S-a închis. S-a închis un ciclu. Și după ce v-ați lăsat de regie, ați am început să desenez o vilă. Și am recăpătat un mic teren la Sinaia și am proiectat o vilă acolo și e foarte frumos proiectul. L-am arătat și la diverse arhitecți și am fost reprimit în făcut membru de onoare al Ordinului Arhitecților din București și membru al Ordinului Arhitecților pe țară, așa că pot să cu ștampilă pot să semnez proiecte. Comitetul Sindical al Arhitecților de astăzi v-au dat atestat. Da. În anii 50 ce ați reușit să faceți? Scenografiile pe care le prezentați, care sunt extraordinar de moderne. Am aici... Eram încă student la arhitectură și... În 48, la Teatrul Natura, în Notara, piesa Domino a lui Marcel Așar. Da, era directoare Dina Cocea. Da, știu minte că juca și Forietele în spectacol. Este o viziune extrem de modernă. Când văd anul 48 și știu că în 48 regele deja abdicase și intraserăm clar pe mâna sovietică și deci comunistă. Nu, nu. Încă se mai putea. Până când s-a mai putut? Ăștia sovietici au venit cam prin, cred că vreo 2 ani după. Nu, erau deja în țară. Da, dar consilierii sovietici. Influența asupra teatrului? Da. Cred că au venit puțin mai târziu. În orice caz a venit un scenograf, un Covalenco, care, țin minte că am făcut o piesă, Deputatul de Baltica, cu Bota. A fost un film jucat cu marele actor rus care a jucat în Ivan cel Groaznic, Cherkasov. Da. Și că am trebuit să fac 11 variante până să capăt ștampila ca să am dreptul să intru în atelier. Că mi le refuzau. Deci teatrul a continuat să fie relativ liber? Da. Încă 2 ani după 48? Da, da. Colectivul teatral Odon a fost desființat, noi am trecut la Teatru Bulandra, la Teatru Municipal, cum se chema pe vremea aceea. Dar... Care era în actuala clădirea teatrului. În actuala, da, la sediu, da. Și care încorpora, de fapt, sala de festivități a Școlii Centrale de Mai Fete. Mai târziu a căpătat școala Mai aceea, pe care am transformat-o eu în scenă arena, da. Deci sala de festivități a Școlii Centrale, când a intrat în componența teatrului, scena care era o scenă... Da, o mică scenă, era o scenă al italien, cum se cheamă, era o sală de festivități destul de interesantă, proiectată de Horia Creangă. Horia Creangă, da, și un Haralambie Georgescu a lucrat la ea, puțin inspirat dintr-un teatru din Malmö, Suedia, lui Sven Markelius. O inspirație. Da. Și pe ea ați transformat-o în... Am făcut-o întâi în sală, că se putea reîntoarce la sala al italien, la scena al italien, sau scena centrală cu publicul de jur împrejur. Și a avut un efect foarte, destul de mare asupra regizorilor și asupra spectacolelor. Și eu am făcut acolo și Azilul de Noapte și Furtuna. Și Furtuna, a 12-a noapte. Visul unei nopți de vară. Da. Spectacole cult pe vremea aceea. Da. Leon și Lena... Acolo? Nu, Leon și Lena a fost dincoace la sediu și Leon și Lena am pus-o și străinătate și în Statele Unite. Da, și a fost prima oară când Büchner a căpătat un
spectacol profesional această piesă. Că se mai jucase Moartea lui Danton, se mai jucase. În Statele Unite? În Statele Unite. O cronică pe care ați cules-o aici spunea cine este acest autor, Büchner? Da. Vine asta aici. Nu, era puțin cunoscut. Totuși, în Statele Unite mai mult decât aici, dar da, că se jucase la Lincoln Center, se jucase Moartea lui Danton. Și cred că opera s-a jucat. Da. Da. Oricum am remarcat modernismul da. Scenografiei pe care ați propus-o. Da. Și am fost... am înlocuit pânza pictată cu arhitectură. Era cam verist decorul, dar era interesant. Și când ați reușit să reintrați în deplină posibilitate de a face ce doriți, adică dreptul de a regiza? Madame Boulandra mea, într-o bună zi am dat o piesă, ea mi-a spus că îmi scoate permisia să pun în scenă. Și așa m-am... Și ea v-a făcut... Da. V-a ținut în suspans că... Da. Care Madame Boulandra, care îmi spunea mereu, ciulei, ciulei, qui trop embrasse mal étreint. Cine îmbrățișează prea mult, strânge prost, prea multe. Făceam de toate. Aluzie la faptul că faceți de toate. Da, și actorie, și scenografie, și... Da, vă ieșea foarte bine. Da. Și când ați revenit la regie, ce ați... Care este prima... piesă pe care ați montat. Omul care aduce ploaia. Omul care aduce ploaia. Da. După aceea a fost cât ca zilul de noapte și pe urmă Sfânta Ioana. Aș vrea să citesc o observație a dumneavoastră. Spune Mihail Lupu, cu care ați lucrat acest album, că la mijlocul anilor 50 a început un dezgheț al climatului politic și cultural românesc. În aceste circumstanțe, Liviu Ciulei a publicat în revista Teatrul din iunie 1956 eseul exploziv, articol cu valoare de manifest, intitulat Teatralizarea picturii de teatru. Și spuneți acolo, a teatraliza scenografia înseamnă a reda realitatea cu imagini specifice artei scenice, nu arhitectura înghesuită și minimalizată pe o scenuță, nu clădiri sau peisaje reproduse cu efort inutil din carton, ci imagini scenice, poetico-dramatice, concretizate în decoruri. Ceea ce este valabil în latura convențional sugestivă a artei noastre fusese osândit și înlăturat pentru a fi înlocuit cu practica redării întocmai a realității, deși se vorbea insistent pe plan teoretic despre necesitatea pătrunderii în esență și în semnificații. Teatrul față de alte arte este foarte generos în puterea lui de sugerare. Un amănunt, dacă este pus în valoare, ajută pe spectator să confabuleze și trimiterea în această lume imaginativă a spectatorului poate fi făcută cu precizie. Poate doar muzica lasă și mai multă libertate imaginației receptivului. În arta teatrului, dorința de a arăta totul creează tocmai o limită în posibilitatea spectatorului de a imagina. Uh-huh. Sunt foarte frapante scenografiile dumneavoastră. Da. Pentru un om care nu a văzut cele mai multe din piesele care sunt aici prezentate esențial, propunerea dumneavoastră scenografică este extraordinar de pregnantă. Da. Și revin la începutul emisiunii noastre, când mă întrebam ce trebuie să știe un om când abordează o piesă de teatru, când vrea să o monteze. În tripla dumneavoastră sunt situații în care ați fost și regizor, da, și actor, și scenograf. Da. Și mă puteți ghida? Adică am textul piesei. Da. Cu ceea ce știu eu despre autor, nu știu ce, o citesc. Da. Și acum intru în mintea dumneavoastră. Da. Ce se întâmplă? Eu cred, definiția mea de ce trebuie să faci ca să fii scenograf sau ca să fii regizor și chiar și ca actor, este așa. Întâi trebuie logică, în al doilea rând logică și în al treilea rând logică. Și în al patrulea rând, dacă ești
dacă asta este 90 cât 33 cu 33, 99%, 1% talent e bine. Dacă nu, ajunge și logica. Dar câteodată teatrul modern și mai ales în Germania, acum că am luat o razna rău de tot și nu înțelegi logica punerii în scenă. Că se implantează corpuri străine în spectacol. Când spuneți logică, da, îmi dați soluția, da, pentru dezvoltarea viziunii, da, după ce o capeți. Da. Dar cum capeți viziunea care este concretizată într-un spectacol cum este Sfânta Ioana, de exemplu? Da. Despre care spuneți că nu este primul meu decor care rupea total cu realismul. Da. Țiu minte că am încercat să desenez decorul vreo 3 luni și n-am reușit și într-o noapte m-am sculat la 2 noapte din pat, din somn și am desenat decorul. Deci cum să vă spun cum, de unde vine? Nu știu. Și ăsta a fost decorul. Să o luăm de la arta actorului. Da. Cum știți că aveți formula interpretării unui personaj? Sigur că trebuie să cunoști toate antecedentele, adică să urmărești biografia și cel determină în momentul apariției pe scenă să fie așa și așa. Adică tot logică undeva. Să-l înțelegi ca existență, ca viață. Existență. Da, da. Dar redarea lui te ajută foarte mult dacă îi găsești un centru de atenție al personajului. Și lucrul ăsta îl știu foarte puțin la lume. Ce înseamnă un centru de atenție? Noi ca actori sau ca oameni ne putem muta centrul de atenție în diferite părți ale corpului. De pildă, eu joc un sanguin, un furios, îmi pun centrul de atenție în maxilare și atunci totul este așa, da? Sau joc un derutat, un naiv, atunci centrul de atenție se mută sub ploape. Sau joc un timid și atunci centrul de atenție îmi lasă în jos umerii. Adică centrul de atenție se mută în corpul omenesc, depinde de caracterul personajului. Și trebuie intuit la personaj unde este centrul lui de atenție. Și cred că e numai prin intuiție se poate. Nu cred că există o teorie. De fapt, eu n-am citit teoria asta nicăieri. Asta e un fel de descoperire. Și mi-a ajutat foarte mult în regie, explicând actorilor și ei urmărind și găsindu-și acest centru de atenție, realizând rolul. Asta e valabil și pentru viețile noastre, private, așa spunând. Da. Trebuie să cazi pe propria ta identitate. Da. Pentru că sunt situații în care, ca o fotografie care este blurată, da, oamenii, de fapt, nu sunt pe identitatea, da, lor. Ei își trăiesc viața, da, ani de zile. Cum este cazul lui Swan, din, da, În căutarea timpului pierdut, da, care descoperă că și-a pierdut 20 de ani din viață iubind o femeie care nu e genul lui. Poți să faci asta, da, să, da, nu fii pe identitatea ta. Da, da. Pe și centru de atenție. Sigur, și multe lucruri pot fi, de pildă, pot fi fabricate pe scenă. Și erotismul se poate fabrica. Mâna poate să fie devină erotică. Sau poate să fie flască, sau poate să fie timidă, sau nervoasă, sau toate lucrurile astea trebuie, ca actor, trebuie să știi să le controlezi, nu? Și m-a ajutat foarte mult când lucram cu studenții la facultatea, la New York University, Tisch School of the Arts, departamentul de, nu de începători, ci de avansați. De avansați, da. Graduate. M-a ajutat foarte mult dându-le aceste indicații, da. Între rolurile pe care le-ați avut,
Deci am lucrat, am făcut vreo 27 de spectacole cu studenți. Că făceam în fiecare an două sau chiar și trei spectacole. Și le-a ajutat foarte mult, pe mulți le-a ajutat foarte mult aceste lecții și pe foarte mulți îi văd acum staruri în diferite TV-uri. Ați evocat articolul lui Comarnescu despre rolul dumneavoastră în Danton. Da. Centrul de atenție al personajului Danton care este? Era în vintre, ca să spun așa, în pântec. În măruntaie. În măruntaie, da. Pentru că era tipul teluric și legat de pământ și... Cu o forță a pământului. Da, da, da. Și când l-ați jucat, l-ați identificat ca atare. Da, da. Și toată... le explicam... De pildă, scrie în carte că am fost la un cronicar care a văzut azilul de noapte, că am fost arhitect și distanța dintre personaje este foarte importantă în spectacol, parcă tot spune atâta cât spun și vorbele. Și sigur că este. Și am să vă fac o mică demonstrație. Dacă astea sunt două personaje. Da. Înseamnă ceva, nu? Și asta înseamnă altceva. Clar. Și asta înseamnă altceva. Și asta înseamnă altceva. Și asta înseamnă altceva. Și asta înseamnă altceva. Adică distanța dintre personaje sau apropierea sau dacă două mâini inexpresive spun asta, atunci două corpuri animate de expresia textului pe care îl găsesc și de sentimente și de gândire îți spun mult mai mult. Dar e importantă și distanța. Acum sunt lovit ca de un soi de utopie existențială. Da. Dacă o piesă de teatru este lucrată de un regizor, da, așa cum o faceți dumneavoastră, da, și o descrieți, da, și rezultă un moment de perfecțiune în, da, care distanța dintre personaje, da, ce spun, da, perfecțiunea care vine dinspre autor, da, și așa mai departe, creează un moment de o epifanie, de frumuseție, da, și așa mai departe, am putea și noi în viețile noastre, dacă am fi cu minte și cu suflet, să trăim perfect. mai dificil. Da, utopie. Da, da. Dar m-a lovit ideea asta. Da. E cu putință omului care știe lucrurile să trăiască perfect? Nu. Nu. Nu, nu că intervin atâtea mărăcini. Dar regia mea este... curios, regia mea este și un rezultat a foarte multor mărăcini care s-au prins pe pantaloni. Pe pantalonii mei. De pildă, în scena pe care am făcut-o pentru Furtuna, avea niște sertare mici, da? Ne descrieți scena cum era? Era un pătrat. Un pătrat, dar cu o grosime de 20 de centimetri și în grosimea erau niște sertare. Într-unul din sertare este scos, puțin desfăcut și este un lucru de mână cu un ac înăuntru. Probabil că nu l-a văzut nimeni. Dar eu l-am pus acolo. Și de ce l-am pus? Pentru că era imediat după când s-au deschis studiourile Buftea, mi s-au dat cheile Palatului Știrbei de la Buftea. Și împreună cu un recuziter am deschis vila aceea, Palat Știrbei, și am descoperit că a fost un interior din care oamenii au fost goniți în jumătate de oră. Și erau paturi desfăcute, cărți deschise cu semn de carte,
scrumieră cu țigări, cafea cu zața, nu știu de câte luni acolo. Asta când era? Cred că 40, 50, așa ceva. Și batista aia cu acu în ea, pusă în decor, era un scăete prins pe sufletul meu de când am văzut vila aceea. Și râul de sânge care înconjura scena? Era undeva filozofic, dacă vreți, sau gândind despre omenire care îți arată că efortul omenesc, că acolo erau tot felul de lucruri, dacă țineți minte, cutii de conserve, o cască germană, Mona Lisa, o armură, o fotografie a lui Goethe și alte, și mașini de scris și cărți care susțineau scena. Și era cultura care iese sau care plutește pe o mare de sânge. Sau se scufundă în sânge, da.